Administrația Întreprinderii Municipale Autosalubritate din Chișinău spune că nu mai poate face față datoriilor și nici cheltuielilor. Prin urmare, vorbește despre necesitatea majorării tarifelor la evacuarea deșeurilor. Directorul interimar al întreprinderii mai explică consumul resurselor prin costurile mari pentru combustibil și piese de rezervă din cauza autospecialelor vechi, care colectează gunoiul și care constituie 75% din numărul total al acestora. În cazul aprobării noilor taxe de evacuare a gunoiului, noile calcule arată că o persoană fizică de la bloc care achită lunar 9 lei și 25 de bani va trebui să plătească cu 17 lei mai mult, adică 26 de lei și 25 de bănuți. Pentru o persoană care are casă la sol și scoate din buzunar 18 lei și 50 de bani, majorarea ar urma să fie de 30 de lei, iar persoanele juridice care plătesc acum 100 de lei fără TVA pentru metrul cub de deșeuri vor fi obligate să achite de două ori mai mult. Igor Gârlea, directorul interimar al întreprinderii Autosalubritate, a declarat că în cazul păstrării tarifelor actuale, implementarea tuturor proiectelor, precum și evacuarea deșeurilor, ar putea fi compromise, iar datoriile întreprinderii să crească. În contextul în care inflația este 30%, în contextul actual în care combustibilul s-a scumpit cu peste 10 lei per litru în decurs de doar 2-3 luni, noi ne vine greu să ne achităm cu combustibilul și cu furnizorii de bază, care sunt furnizorii de piese. Pentru trimestrul 1 avem discrepanță dintre cheltuieli și venituri de aproximativ 3 milioane lei. Mai puține venituri decât cheltuieli. Gârlea a menționat că și parcul de autospeciale întâmpină probleme. Potrivit lui, din cele 65 de mașini din dotare, 52 sunt funcționale, iar cel puțin 4 zilnic necesită servicii de reparație. Directorul interimar a mai adăugat că din cauza faptului că unele mașini au vechime de aproape 30 de ani și consumul de combustibil este unul mare. Noi ne trezim uneori cu situații când sunt, de exemplu, 6 mașini la reparație de dimineață la ora 5 și respectiv până la ora 7 trebuie să reparăm unele în regim de urgență. Săptămânal, Autosalubritate achită cu aproximativ 300.000 de lei mai mult pe combustibil decât achita, să zicem eu, 3 luni în urmă. Prin urmare, spune directorul interimar, neaprobarea noilor tarife poate avea consecințe grave. Situația la Autosalubritate va fi destul de precară din punct de vedere financiar. Vom fi nevoiți să facem anumite remanieri drastice, dar iarăși aceasta va influența asupra eficienței. Deci, pe bune, nu știu dacă până la sfârșitul, dacă nu se ajustează tarifele, nu știu dacă Autosalubritate până la sfârșitul anului va putea să asigure volumul evacuarea deșeurilor din orașul Chișinău. Proiectul de majorare a tarifelor pentru evacuarea deșeurilor a ajuns la Consiliul Municipal Chișinău, dar deocamdată nu a fost examinat. În calculile din 2007, o persoană fizică din capitală genera anual 2 metri cubi de deșeuri, iar peste 15 ani s-a constatat că pentru aceeași perioadă se produc 3 metri cubi. Într-o singură zi din municipiul Chișinău se evacuează de la 450 de tone de deșeuri, iar de sărbători se ajunge și la 750 de tone.